Trebuie să ne ridicăm pe picioare, vă rog, să cinstim cuvântul Domnului pe care doresc să îl citesc din Cartea Faptele Apostolului, capitolul 4, de la versetul 23. The Book of Acts, chapter 4, beginning with verse 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit de aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragi frați și surori, iubită biserică, aș dori cu ajutorul Domnului în minutele care sunt înaintea noastră să privim la acest cuvânt al lui Dumnezeu și gândul central în mesajul din această seară se leagă de tema acestui an pe care noi avem și care se numește în limba engleză The Year of Expansion, anul extindere sau anul expansiunii, se poate spune foarte corect și în limba română, anul expansiunii. Și când vorbim despre expansiune sau despre extindere, care este un termen sinonim oarecum, dar nu are aceeași forță ca și termenul de expansiune, ideea de expansiune, termenul de expansiune este de asemenea și un termen militar în același timp, care arată o extindere, o cucerire, o înaintare înspre cineva sau înspre ceva. Și în această seară gândul este cu privire la biserica primară și a privi în pasajul acesta și poate puțin în alte câteva pasaje sub acest gând, ce a făcut ca biserica primară să fie în expansiune, ce a făcut ca biserica primară să fie în expansiune, what made the early church expanding on being in expansion. Dacă ne uităm la Cartea Faptele Apostolilor, vom vedea, dacă vreți, ca un fir roșu în această carte, acest gând al expansiunii, acest gând al extinderii. Și acesta este și tema centrală, dacă vreți, a acestei cărți enunțate de Domnul Iisus Hristos în Fapte 1 cu versetul 8, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, veți fi martori în Ierusalim, și nu spune în tot Ierusalimul, ci spune în Ierusalim, și nu se oprește, nu pune punct aici, în Ierusalim, ci spune în toată Iudeea, și nu se oprește în toată Iudeea, și spune mai departe, și în Samaria, și nu se oprește în Samaria, ci spune mai departe, și până la marginile pământului, și acolo este punct, acolo este period, la marginile pământului. Și astfel, biserica primară, mai mult poate decât multe alte perioade din istoria ei ca biserică, a înțeles acest mandat din partea Domnului nostru Iisus Hristos de a nu rămâne într-un singur loc, de a nu se mulțumi cu o pătrățica ei, cum se spune, cu pătratul ei, cu teritoriul pe care îl are la început, ci întotdeauna a privit, dacă ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, dincolo și de push the limits, într-un fel, au împins limitele în care ei se găseau.
Tema noastră este legată de asemenea de rugăciunea acestui bărbat care numele lui, am spus în prima zi acestui an, nu are un nume care să fie de dorit, ci este un nume care înseamnă mai mult durere, tristețe și este vorba de Iabeț, 1 Cronici, capitolul 4, versetul 10, Iabeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta, vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu de suferință, puncte, puncte, și Dumnezeu i-a dat ce ceruse, i-a dat ce ceruse. A avut acest gând de extinderea hotarelor, de expansiune în alți termeni. Ce a făcut ca biserica primară să fie în această expansiune? Ce a avut ea, special dacă vreți, ce a caracterizat-o pe biserica primară pentru a fi în această expansiune? Primul lucru care aș dori să menționez este că această biserică era preocupată de un singur lucru. The early church, they were concerned about one thing, preocupată de un singur lucru. Și care era această preocupare a lor, care îi frământa, care îi consuma, dacă vreți, care se vede din viața ei, era de a duce pe alții la Domnul Iisus Hristos, de a veni cu Domnul Iisus Hristos înaintea altora și ei să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. Erau această preocupare a lor de a veni și a aduce pe Domnul Iisus la semenii lor, la cei de lângă ei și ei să vină la Domnul Iisus Hristos. Oare de ce era această preocupare? De ce erau consumați de acest lucru? Nu erau consumați de alte lucruri care ar putea să fie bune în sensul lor și în folosul pe care îl avem, pentru că așa cum înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, din mesajele pe care l-a început Petru, apoi Pavel și alții care vorbesc în Cartea Faptele Apostolilor, ei au înțeles că nevoia esențială a fiecărei persoane care era în fața lor era mântuirea lor. A înțeles că fiecare persoană dinaintea lor, indiferent cât era de sănătoasă, indiferent cât era de tânără, de frumoasă, de bogată, de instruită, de educată, indiferent de statutul social, indiferent de poziția politică sau statutul religios pe care îl avea, persoana dinaintea lor era o persoană pierdută dacă nu l-avea pe Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte cum mai târziu apostolul Pavel stă în fața guvernatorilor romani, Felix și Festus și le a lui Irod Agripa și le vorbește și la un moment dat vorbește cu așa de mare convingere despre mântuire, despre neprihănire, despre judecata viitoare, încât spune la un moment dat, nu, destul, o să te chem și altă dată. Pavel merge până acolo când spune, doresc tot să fiți ca mine în afară de lanțurile mele. Erau consumați de lucrul acesta, vedeau înaintea lor oameni care purtau chipul lui Dumnezeu, creați de către Dumnezeu, dar care aveau nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Astfel când ei se întâlneau, Fapte capitolul 8, versetul 4 spune, după persecuția care a avut loc odată cu uciderea lui Ștefan, martirajul lui Ștefan, ei s-au răspândit din loc în loc și oriunde ajungeau, se spune, ei vesteau cuvântul și cuvântul este Logosul, Iisus Hristos. Oriunde ajungeau, dacă era în marketplace, dacă erau pe drum, dacă se întâlnea cu cineva, ei îl vesteau pe Domnul Iisus Hristos. Ei erau interesați de mântuirea semenilor lor. Ei erau interesați de ceea ce Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor săi. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Aceasta era preocuparea lor numărul unu, aceasta era ceea ce pe ei îi consuma, aceasta era ceea ce pe ei îi interesa, ca oamenii să ajungă să fie mântuiți. Mă rog, Doamne, pune acest foc și în inimile noastre, pune de asemenea și această dragoste în inimile noastre, pune de asemenea și această îndrăzneală în inimile noastre, pentru că nu era popular Iisus în vremea aceea, nu era o persoană apreciată în vremea aceea, nu era o persoană care să încânte pe cineva în vremea aceea, ci dimpotrivă, Iisus în vremea aceea era văzut un făcător de rele, era văzut ca un revoluționar,
funcționar, era văzut ca unul care a vrut să dea o lovitură de stat, era văzut ca unul care a murit pe cruce, cea mai rușinoasă moarte și cea mai urâtă moarte posibilă pentru un om. Dar lor nu le-a fost rușine de Domnul Iisus Hristos, ci ei l-au vestit pentru că ei înțelegeau că prin el este adevărata viață și adevărata mântuire și oamenii au nevoie de această mântuire, au nevoie de acest Iisus, au nevoie de acest har din partea lui Dumnezeu. Vedeți aici în capitolul 3 este această lucrare cu omul care era bolnav, paralizat din naștere, acest olog, versetul 2 din capitolul 3, și cum Petru și cu Ioan îi vorbesc și spun: ceea ce avem îți dăm, în numele lui Iisus ridică-te în picioare. Și apoi pentru asta ei sunt persecutați, ei sunt urmăriți, ei sunt interogați, și apostolul Petru este plin de îndrăzneală și spune mai departe în capitolul 4, după ce i-au amenințat din nou, i-au lăsat să plece, dar el spune mai înainte: drept răspuns Petru și Ioan le-a zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Ei au înțeles că aceasta e o poruncă din partea lui Dumnezeu și cred că este un mandat și pentru noi în zilele noastre de astăzi. El, Domnul Iisus, le-a spus: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, slăvit să fie Domnul. Mergeți și faceți ceniți din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Doamne, binecuvântă Biserica Betesda, dacă vrem să fim în expansiune, în expansiune chiar începând din familia noastră, încă poate mai sunt în familia noastră bărbați sau femei, tineri sau tinere, ca încă nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, să stăm înaintea Domnului pentru ei, să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos și să ne pese de ființa lor, să fie această preocupare constantă în viața noastră, să fim cu această dorință, consumați de ea, dacă vreți, ca să ajungă oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Al doilea lucru care îl vedem la biserica primară și îl vedem în pasajul din această seară care l-am citit din capitolul 4 și în alte circumstanțe prin care biserica trece, la toate problemele lor pe care ei le întâmpinau, aveau o singură soluție și această soluție era rugăciunea. Every problem they had just one solution, prayer. Prayer. Uitați-vă aici, după ce îi lasă, îi interoghează, îi amenință, se poartă urât cu ei, îi lasă să plece și ajung la fraților, ajung la grupul de credincioși care erau adunați și nu vreau să dezbat câți erau, cu cine erau, sunt multe comentarii în direcția aceasta. Zice, ei, după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce se le suseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, cine sunt ei? Biserica, cei care erau adunați acolo, în casa lui Ion Marcu, poate zeci, poate sute, nu știm, nu cred că au fost cei 5.000 care s-au convertit în prima zi de Ierusalim. Au fost câteva sute poate adunați, că nu puteau să stea într-o casă cu miile. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Au început să se roage, au început să vină înaintea lui Dumnezeu cu problema lor. Soluția pe care ei au găsit-o a fost rugăciunea. Soluția la care ei au apelat a fost să meargă înaintea lui Dumnezeu. Soluția pe care ei o folosesc în multele situații este de a stărui înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și așa de frumos fratele Cristi ne-a prezentat tipuri de rugăciune cu care să venim înaintea lui Dumnezeu. De data aceasta, această rugăciune pe care ei o aduc înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să observăm câteva elemente în această rugăciune care cred că sunt importante și pentru noi când ne rugăm. Primul element este modul cum se adresează lui Dumnezeu. Cum îl recunosc ei pe Dumnezeu? How do they see God? Who is God for them? Și primul lucru care ei îl adresează aici, se adresează cu acest termen de Stăpâne, Doamne. Termenul folosit aici, dacă vreți să știți, este un termen care este folosit în sens negativ în zilele noastre de astăzi, și anume este despot.
despot. Îl privesc la Dumnezeu cu sensul de despot, dar sensul aici nu este unul negativ, ci este unul care are autoritate, este unul care are putere, este unul care are control, este unul care ține în mâinile sale autoritate. Acesta este sensul de despot și Dumnezeu ține în mâinile sale și are în mâinile sale toată autoritatea. El este în controlul acestei lumi, El este în controlul evenimentelor acestor lumi. Ele nu i-au scăpat de sub control. În circumstanțele în care ei erau persecutați, bătuți și în situațiile respective, și vedem alte situații, ei recunosc chiar în acele situații, când din punct de vedere uman ei se vedeau slabi, ei se vedeau fără autoritate, fără putere, marginalizați, împinși într-o parte și în alta, ei recunosc că Dumnezeu este stăpân peste ei și peste univers. El este stăpân și apoi spune, El este creator, care ai făcut cerul, pământul și tot ce este în ele. Dumnezeu este creatorul acestui univers. Dumnezeu este creatorul nostru. Psalmistul David spune, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut o făptură atât de minunată și cât de bine vede sufletul meu lucrul acesta. El este creator, El este domn, El este stăpân, El are autoritate, El poruncește și ce poruncește ia ființă, cheamă lucruri care nu sunt și înaintea Lui se prezintă ca și cum ar fi, din vânturi își face sol, din flăcări de foc își face slujitor, El are control asupra vremurilor, asupra circumstanțelor, asupra situațiilor vieții, El are control asupra circumstanțelor vieții tale și ale vieții mele, ale familiei tale și ale familiei mele, El este în control. Poate ți se pare că totul este haos, este dezordine, se duce lumea într-o direcție sau alta, nu uita, Dumnezeu este în control și este pe tron. Al doilea lucru care îl observăm la ei în rugăciunea lor, ei recunosc că Dumnezeu este Cel care vorbește prin Duhul Său Cel Sfânt, prin Scriptură. Scriptura pentru ei nu este o literă moarte, nu este doar o carte de ordin cultural, de ordin istoric, de ordin geografic, de ordin social. Și ei privesc la Scriptură și îi spun în versetul 25, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău. Dați-mi voie să vă spun, să vă aduc aminte, aici este vorba de Vechiul Testament. Sunt unii creștini care iau Vechiul Testament și îl aruncă, dacă vreți, la gunoi. Aceasta este o greșeală fenomenală. Domnul Iisus Hristos spunea, voi cercetați Scripturile și Scripturile sunt Vechiul Testament. Pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, adică despre Domnul Iisus Hristos. Toată Scriptura este suflată de Duhul lui Dumnezeu, scrie Apostolul Pavel, și aceasta el se are referință la Vechiul Testament, îi scrie lui Timotei, 2 Timotei 3 cu 16. Este suflată de Dumnezeu și este de folos. Prin Vechiul Testament vorbește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vorbește Dumnezeu. Și uitați ce descoperi aici, în Psalmul 2, este citat Psalmul 2, care când îl citim, poate la început, fără să avem această înțelegere, ne întrebăm oare despre ce vorbește David, ce frământări erau atunci cu filistenii, cu amoriții, cu moabiții, cu amoniții, ce erau? Nu, este un psalm profetic și el spune... Mai departe spun ei în rugăciune și recunosc în adevăr împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, care l-ai uns tu sau însoțit în cetatea aceasta, Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Ei s-au rugat bazați pe Scripturi și acesta este un lucru foarte important și pentru noi. Când ne rugăm, să ne rugăm bazați pe Cuvântul lui Dumnezeu. Este autoritate în rugăciunea mea sau în autoritate în rugăciunea dumitale, dar autoritatea reală este în Cuvântul lui Dumnezeu. El este temelia picioarelor noastre. El este lumina pe cărarea vieții noastre. El ne dă înțelepciune. Prin El suntem inspirați, prin El suntem învățați, prin El suntem mai înțelepți decât ceilalți oameni care nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu.
De aceea este importantă rugăciunea, nu doar să fie rodul minții mele, a emoțiilor mele, a circumstanțelor, a trăirii mele, ci prin rugăciune chiar să mă duc la cuvântul lui Dumnezeu și să stau înaintea lui Dumnezeu și să spun: Doamne, ce cuvânt ai Tu pentru mine în situația aceasta, în problema aceasta, în expansiune, pentru a merge mai departe, ce cuvânt ai, Doamne? Și sunt sigur că dacă stai în mod sincer, cu inima deschisă și receptiv la glasul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt îți va vorbi și te va călăuzi. Și apoi vei lua acel cuvânt și vei rămâne pe el, vei sta statornic în el și Dumnezeu îl va împlini că are autoritate. Astfel, rugăciunea lor era o rugăciune scripturală, era o rugăciune biblică. În această rugăciune erau în unitate. Prin rugăciunea lor, ei de asemenea recunosc că tot ceea ce se întâmplase cu ei acolo era deja știut dinainte de Dumnezeu. Zice, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Dacă ajungi astăzi, 29 ianuarie sau mâine 30 ianuarie 2023, să treci printr-o situație, nu uita că Dumnezeu știa dinainte lucrul acesta. Dumneata, tu sau eu pot să fiu surprins de lucrul acesta. Pot să fiu surprins de ceea ce se întâmplă. Nu Dumnezeu, El știa dinainte. Aceasta, știți ce face? Aceasta îmi dă confidență, aceasta îmi dă siguranță, aceasta aduce pace în inima mea. În felul acesta, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, stăpânește, este gardianul minții mele și a inimii mele, pentru că înțeleg că Dumnezeu știase dinainte și dacă a îngăduit să apară o situație, împreună cu situația, a pregătit și mijlocul ca să ies din ea. Lăudat să fie numele Domnului! Și ei au știut lucrul acesta, dar ei nu se opresc aici. Observați și în alte situații, când Pavel și cu Sila, ei sunt închis în închisoare. Nu încep să facă demonstrații împotriva temnicerului și împotriva guvernatorului din orașul Filipi. N-am eu nicio problemă cu cei care intră în demonstrații și în tot felul de alte lucruri. Este situația lor, este problema lor. Probabil că uneori este nevoie în mod pașnic să facem lucrul acesta. Dar nu ca biserică, ca și credincioși individual. Deci știi ce au făcut? Acolo cu picioarele în butuci, cu mâinile în lanțuri, au început să-și îndrepte glasul înspre Dumnezeu, să înalțe numele lui Dumnezeu, să cânte cântările lui Dumnezeu, să rostească rugăciuni către Dumnezeu. Și cine a răspuns? Dumnezeu din ceruri. Și răspunsul lui a fost unul cutremurător. A cutremurat închisoarea. Cu tremuri de pământ s-a manifestat acolo, s-a zguduit locul, ușile s-au deschis, cătușele au căzut și temnicerul, când a văzut lucrul acesta, a spus: s-a terminat cu mine, dacă nu mă omor eu, mă omoară. Mai bine mă omor eu decât să fie o moarte rușinoasă pentru mine, că la romani, dacă se sinucidea în sensul acesta, era onorat. Și Pavel strigă: nu, 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 nu-ți face nimic, noi toți suntem aici. Și când aude aceste cuvinte, cel care în ziua dinainte era puternic, era înarmat, era în ținuta militară, cade la pământ. Într-un fel se proșterne înaintea lor și vine cu aceste cuvinte: domnilor, ce să fac? Ce să fac ca să fiu mântuit? Îi duce în casă, îi spală, îi curăță, le dă să mănânce și acest temnicer împreună cu casa lui îl primește pe Domnul Iisus Hristos. Soluția lui Dumnezeu, soluția pe care ei o găsesc, a fost rugăciunea. Când noi am fost aici ca să construim această casă de rugăciune, cu 20 ceva de ani în urmă, în 1997 am început, 98-99, în 2000 s-a încheiat. La un moment dat, amintea, cred că fratele Leonte, într-o dimineață aici, cu grupul de frați din conducerea bisericii care eram atunci, am început să mărșăluim pe terenul acesta. În partea mea dreaptă, partea stângă a dumneavoastră era pădure, era mlaștină, era apă.
a mășăluit pe tot terenul și am declarat în numele Domnului Iisus rugându-ne, acest teren este al Domnului și al bisericii sale. Și Dumnezeu a răspuns că era după voia Lui și era bazat pe cuvântul Său, lăudat să fie numele Domnului. Dragă familie, dragă frate, dragă soră, soluția divină pe care biserica primară au găsit-o în expansiunea lor a fost rugăciunea. Dar nu doar rugăciunea la nevoie și a nevoie. Ceea ce spunea Apostolul Pavel, rugați-vă neîncetat, adică să fim în acest spirit al rugăciunii, al comuniunii, a conversării cu Domnul, preocupați de sufletele celorlalți. Apoi, un alt lucru care vedem la biserica primară, în toată slujirea lor, în toată activitatea lor, ei au depins de o singură sursă de putere. They depended on one source of power. Și aceasta nu a fost primarul, aceasta nu a fost guvernatorul, aceasta nu a fost marele preot, aceasta nu a fost Irod, ci sursa lor de putere pe care ei s-au bazat și de care au depins a fost Duhul Sfânt. A fost Duhul Sfânt. Ei în această rugăciune se roagă și spune, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Ce păcat și ce pagubă că destul de mulți credincioși penticostali în zilele noastre de astăzi vorbesc despre Duhul Sfânt oarecum să găsesc un cuvânt, nici să nu fie jignitor și nici să nu fie jignitor la adresa Duhului Sfânt. Nu neapărat disprețuitor, dar cu multă indiferență, cu nepăsare, cu ignorare, cu desconsiderare. Și privesc la Duhul Sfânt ca la ceva care îi împiedică. Sau unii privesc la Duhul Sfânt ca la cineva care, de care au nevoie doar când se vor prezenta în fața porții împărăției, ca să se uite Domnul, ai ștampila, adică ai sigiliu, dacă l-ai, intră, dacă nu l-ai, nu intri. Nu, Duhul Sfânt, cum se spunea mai devreme, este o persoană sfântă și chiar mai mult decât o persoană sfântă, este o persoană divină. Este Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu locuiește în inima credinciosului. Prin Duhul Sfânt, credinciosul este călăuzit. Prin Duhul Sfânt, credinciosul este luminat chiar să înțeleagă Scripturile. Prin Duhul Sfânt, credinciosul este ajutat chiar în rugăciune, că nu știm cum să ne rugăm, Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. Duhul Sfânt este ghidul care merge înaintea noastră și deschide calea. Biserica primară a depins constant și continuu de Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor săi, după 3 ani de ucenicie creștină, am spune noi, când au avut pe cel mai mare învățător al tuturor timpurilor și numele Lui este Iisus, 3 ani de zile a fost cu ei, i-a învățat, le-a arătat, i-a pus în practică, i-a trimis 2 câte 2 în practică, să facă practică pastorală, practică evanghelistică, practică de vindecare și multe alte lucruri, cum se fac astăzi, știu eu, școli de vindecare, școli profetice și alte lucruri. A fost cu ei 3 ani de zile. A văzut experiențe cum n-am văzut niciunul dintre noi, lucrări cum n-am văzut niciunul dintre noi, care sunt scrise în Sfânta Scriptură și nu sunt scrise toate. Au văzut momentele cele mai înălțătoare ale lui Iisus și momentele cele mai joase ale lui Iisus. Au văzut pe Iisus fiind slab, fiind obosit, fiind flămând, fiind ostenit, suferind.
Și apoi l-au văzut plin de putere, poruncind valurilor, poruncind vânturilor, poruncind mării, poruncind bolilor, poruncind duhurilor necurate, aducând izbăvire, liberări. L-au văzut pe cruce, l-au văzut înviat. Și totuși nu le spune, duceți-vă. Ci mesajul pentru ei era, rămâneți în Ierusalim. Stați aici până când Duhul Sfânt va veni peste voi. Și au așteptat 10 zile după ce Iisus se înalță la cer. Și în a 10-a zi, care așa ziua 50-mii, the Pentecost Day, când erau împreună, într-un singur acord, în unitate, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. A fost vizibil prin flăcări de foc, a fost audibil prin vântul, sunete ca de vânt puternic, și a fost manifestat prin vorbirea în alte limbi. Și toți s-au umplut de putere, s-au umplut de curaj, cum spunea ei, s-au umplut de îndrăzneală și au început să-L mărturisească pe Iisus în fața celor care îi condamnase, în fața celor de care se ascunseseră mai înainte, în fața celor de care tremurau de frică. N-au mai tremurat pentru că Duhul Sfânt era în ei. Prezența Duhului Sfânt în credincios face diferența, tânăr sau vârstnic. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră face diferența în a birui, în a merge clar, în a păși drept sau a fi bâșbâitori, în a avea convingeri clare sau a ne lua după orice vânt de învățătură. Ei s-au bazat pe Duhul Sfânt. O singură preocupare, mântuirea oamenilor, o singură soluție, rugăciunea, o singură putere, Duhul Sfânt, și un singur mesaj. Și acest mesaj nu era social justice, nu era nici măcar right to life or right to bear arms, care sunt fundamentale. Right to speak, no. Mesajul a fost o persoană și această persoană era Iisus. Ei oriunde ajungeau, pe buzele lor ieșeau aceste cuvinte: Iisus Hristos, El e Mesia. Ei nu vorbeau despre Iisus numai, ci îl prezentau pe Iisus. Cum scrie Ioan în prima sa epistolă, ce am auzit, ce am văzut, ce am pipăit, aceea vă mărturisim, ca voi cu noi să avem aceeași părtășie și părtășia noastră împreună să fie cu Tatăl. Dragă frate, dragă soră, tânăr sau vârstnic, we are the people of one message. Noi suntem oamenii unui singur mesaj și acest mesaj is Jesus Christ. El spunea Apostolul Petru în capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât Iisus Hristos. Este fain că poți să te asociezi cu anumite cauze care sunt importante, poate necesare, poate de valoare. Să lupți pentru dreptul la viață, împotriva avorturilor. Să lupți pentru alte drepturi, pentru conservatorism. Că ești un creștin conservator și vrei să lupți pentru lucrurile acestea și vrei să le păstrezi și vrei să se mențină. Să lupți pentru drepturi economice. Să lupți pentru dreptul familiei. Am doresc să vă spun în această seară, toate acestea decurg din relația cu Iisus.
Dacă este doar dreptul acesta, dacă este doar mișcarea aceasta de justiție socială sau știu ce alte mișcări care pot să fie, care în ele însele pot să fie bune, fără Iisus n-au valoare. Valoarea e doar pentru 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Știu eu, se alege un alt președinte, se alege un alt partid care e la putere, dar după 4 ani, după 8 ani se schimbă și vine altul, însă Iisus rămâne. El este același ieri, azi și în veci. Mă rog, noi ca biserică să fim biserica unui singur mesaj. Și acest mesaj este Iisus. În El este mântuire, în El este iertare, în El este eliberare, în El este vindecare, în El este izbăvire, în El avem viața, ființa, mișcarea. Numele Lui este Iisus. Psalmistul spune, cel mai frumos dintre oameni, harul e turnat pe buzele sale. El este minunat, domn tare, părintele veșniciilor, prinț al păcii. El este Iisus. În Antiohia, creștinii atât de ucenicii lui, atât de mult l-au menționat pe Iisus, încât la un moment dat li s-a spus, voi sunteți Hristoși. Că asta înseamnă Christian. Little Christ. Mici Hristoși. Vreți ca biserică să fim în expansiune, frați și surori? Nu în defensivă. Defensiva nu-i bună, nu-i necesară. Domnul Iisus Hristos spunea, eu zidesc biserica mea, porțile morții și locuințe morților nu vor birui. Cu alte cuvinte, porțile morții și locuințe morților sunt în defensivă, iar biserica este în ofensivă, este în expansiune. Și de când biserica s-a născut, dacă pot să folosesc acest termen, biserica lui Iisus Hristos este în expansiune. Și slăvit să fie Domnul că a cucerit și inima mea și inima dumitale și casa mea și a părinților mei și casa dumitale și poate a părinților dumitale. Și prin noi El vrea să cucerească mai departe și mai departe, pentru că împărăția lui Dumnezeu trebuie să se extindă. Ca piatra aceea pe care a văzut-o Daniel coborâtă din munte, o piatră mică, dar rostogolindu-se din munte a lovit împărățiile care au fost înainte, de aur, de aramă, de fier, de cupru și le-au zdrobit și acea piatră s-a făcut o împărăție mare și această împărăție este în expansiune. Vă invit să ne ridicăm pe picioare. Ucenicii au zis, Doamne, ai milă de noi, ajută-ne să ne păzim mai bine, să ne ocrotim mai bine, să ne ascundem mai bine. Nu, n-au zis așa, ci au zis acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala. Întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne. Cum? Prin numele robului Tău, Celui Sfânt, Iisus. Și după ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați. Tot s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și Domnul să ne ajute și pe noi și să fie cu noi. Amin.